din toți ceilalți angajați ai primăriei și ale serviciului de evidență persoane au mărit salarial cu 4%, iar dumneavoastră cu 9%. Repet încă o dată. Poate tocmai de aceea și indemnizația cu consilierul local va fi mărită la fel. Știți, domnule consilier, dumneavoastră este obișnuit de regulă la partidul acesta să tăiați salariile oamenilor, așa vă caracterizează. Trebuie să clarificăm niște lucruri odată pentru întotdeauna. Partidul Național Liberal nu a votat niciodată și nu a tăiat niciodată salariile și pensiile cetățenilor din România. Sunteți în eroare, domnul primar. A doua problemă. Se pare că dumneavoastră vreți să măriți salariile bugetarilor, dar pe mine mă interesează pentru ce bugetari? Aia de la PSD sau de la Pro-România? Nu am nevoie de răspuns. Vă mulțumesc. La o astfel de întrebare. Doar că sunteți în același partid, stați la masă și faceți aceeași politică comună a PNL-ului și a PDL-ului. Iar în ceea ce privește angajații primăriei, de când sunt eu primar, niciun membru PSD nu a fost angajat în primărie, dar sunt foarte mulți membri PNL. Și nu avem niciun fel de problemă legată de apartenența politică a unui angajat al primăriei. Nu a tăiat pensiile și salariile cetățenilor din România. Nu, pentru că cred că nu ați înțeles. Eu vorbesc de Partidul Național Liberal. Și cu cine ați fuzionat, domnule consilier? Vă înșelați, domnul primar. Partidul Național Liberal. Vă înșelați. Vom vedea dacă veți vota acum sau rămâneți atenți. Ce anume să votăm? Vreți să votăm ce? Ce vreți să votăm? Să votăm majorarea indemnizației dumneavoastră? Salariile conform legii? Sau ce? Majorarea indemnizației mele nimeni nu o poate vota, deoarece este stabilită prin lege, la fel ca indemnizația primarilor PNL. De ce o votăm în acest proiect de hotărâre? Domnule consilier, indemnizația primarilor PNL sau PSD este la fel în toată țara. Și Consiliul Local nu va vota indemnizația niciunui primar PNL sau indemnizația primarului PSD. Domnule consilier, nu doresc niciodată să părăsiți ședința. Atunci vă rog să vă revizuiți atitudinea față de toți consilierii locali, domnul primar. Mi-ați răspuns și acum aștept și eu să vă răspund. Vă rog să vă revizuiți, domnul primar, vă rog foarte mult să vă revizuiți poziția față de consilierii liberali. Este inadmisibil ceea ce faceți dumneavoastră. Inadmisibil. Chiar dacă sunteți primarul municipiului Brăila, noi avem nevoie aici de a dezbate o problemă. Tot timpul ne jigniți pe toți consilierii liberali spunând că suntem în eroare, că suntem proști, că suntem idioți. Este inadmisibil modul dumneavoastră de a vă manifesta. Și să știți că nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Am fost în destule consilii în care au fost primari mult mai în vârstă decât mine, dar nu am văzut asemenea atitudine. Vă rog foarte mult, domnul primar, să încetați cu acest mod de a vă adresa consilierilor locali, indiferent de partidul din care fac parte. Am înțeles. Lucrul pe care vreau să vi-l spun acum, s-ar putea să vă supere. Dar este anormal ca dumneavoastră să vă întâlniți și să stabiliți care îl enervează mai tare pe primar. Care îl pune la punct mai tare pe primar. Care ridică tot felul de probleme, astfel încât ședințele noastre să dureze un timp îndelungat și degeaba, pentru că dumneavoastră nu vreți să participați la ședințele de comisie, iar acolo să întrebați pe cei care sunt întruiți să vă răspundă despre problemele care apar. Vreți neapărat să faceți un dialog permanent și văd că ajungeți și la țipete și la alte lucruri, cu primarul municipiului.